A luat Bolt în bas la România au talent, a fost invitat și la Drag de România mea și la Virgil Ianțu. Peste tot ne-a purtat, a purtat cinste orașului Botoșani și la mai multe evenimente, la Ziua Națională, peste tot îl întâlnim. Îi dorim să rămână în Botoșani. Îi place Botoșani. Hristos a înviat! Astăzi, în zi de mare sărbătoare pentru noi toți, aș vrea să dedic câteva versuri orașului Botoșani și Bisericii Sfântul Gheorghe, care astăzi se sfințește într-un moment istoric. Priviți creștini, măreați actitorie, virtuți voievodale au ținut-o vie. O filă de istorie astăzi se scrie sub semn de nemurire într-o veșnicie. Altarul său, slujit de un sfânt sobor, vrednic este prin Evanghelie miruit. Aici cu noi e Sfântul Gheorghe în zbor, arhanghelul pe care l-am mărturisit. Aceasta este Catedrala Sfântă Botoșană. În ea ne calcă pașii noștri prin credință. Din vremuri vechi, în față la altar și strană, să ne închinăm spre a Moldovei biruință. Simțim și acum, în zi de mare sărbătoare, cum Duhul Domnului de sus din cer adie. E Dumnezeu aici, cu noi, priviți-ne popoare, întregul Botoșani e în cânt și bucurie. Vă mulțumesc! Să-i urăm succes, este în semifinală la România au talent. Săptămâna viitoare pleacă acolo pentru înregistrare și l-am întrebat ce au pregătit și eu, părinte, nu vă spun nici dumneavoastră pentru că vreau să fie un secret. O să vedeți atunci.